Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Vorbim în această seară despre revendicările sutelor de persoane care lucrează în domeniul medical și care acum aproximativ o lună și jumătate au fost în grevă japoneză. La momentul respectiv, reprezentanții cadrelor medicale ne spuneau că există posibilitatea să se intre chiar și într-o grevă generală. Noi astăzi am stat de vorbă cu domnul Ion Cotojman, președintele Federației Hipocrat, care ne-a spus situația din acest moment, dar și ce anume au negociat cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Haideți să vedem ce anume ne-a declarat. Domnule Cotoșman, vă rugăm să ne spuneți ce ați reușit să negociați până acum cu Ministerul Sănătății în legătură cu revendicările dumneavoastră. În această rundă de discuții pe care am avut-o cu reprezentanții Ministerului Sănătății, domnul secretar de stat Francis Chiriac și doamna director Doina Tănase, am realizat, și mai bine zis, Ministerul Sănătății a realizat că revendicările noastre sunt obiective și că trebuie să ne acorde până la urmă atenția cuvenită și sprijinul necesar în vederea soluționării acestora. Punctual, despre eliminarea inechităților salariale din sistem și a discriminărilor, deja avem un proiect cu care noi astăzi în mare parte am fost de acord, dar care mai trebuie îmbunătățit pe alocuri și săptămâna viitoare ne vom reîntâlni în acest sens, în ceea ce privește acordarea sporurilor pentru condiții deosebite de muncă. Aici și de comun acord am înțeles că săptămâna viitoare de asemenea ne vom reîntâlni să analizăm ceea ce înseamnă efortul financiar care este de 1 miliard de lei pe an pentru acestea și să vedem cum putem introduce pe noul proiect de salarizare o reglementare specifică sistemului de sănătate pentru acordarea acestor sporuri. În ceea ce privește timpul de lucru și timpul de odihnă al medicilor în gărzile pe care ei le efectuează lunar, aici de asemenea de comun acord am convenit să modificăm ordinul 170/2004 în sensul respectării codului muncii cu timpul de repaus prevăzut în respectiva lege. Adică, un medic nu trebuie să lucreze mai mult decât 48 de ore pe săptămână maxim, iar timpul pe care lucrează suplimentar să fie plătit de asemenea cu un spor de 100% la salariul de încadrare actual sau cel realizat în urma apariției ordonanței despre care am vorbit adineauri. Sunt probleme tehnice, sunt de complexe, sunt de explicat în amănuntul pentru ca lumea să înțeleagă, însă cred că vom avea, probabil dacă doriți, o întrevedere pe această temă. Am înțeles. Deci ați obținut concesii în ce privește sporurile și timpul de lucru. Grila de salarizare, înțeleg că era o altă revendicare a dumneavoastră. Da. Se respectă principiile legii 284, așa cum am cerut noi, cu coeficienții de ierarhizare, se păstrează clasele de salarizare de la 1 la 110 și fiecare salariat, în funcție de pregătirea profesională și vechime, va fi repus în drepturi, cel mai probabil de la 1 august, conform acestei noi ordonanțe care va apărea. Deci este un proiect de ordonanță de guvern, înțeleg, care modifică o lege, nu? Sau ce modifică? Care modifică, da, modifică legea 284/2010. Dar păstrează principiile legii 284, așa cum am cerut noi, adică cu clasele de salarizare și aplicarea coeficienților de ierarhizare. Astfel încât un medic primar, dacă vreți, sau o infirmieră, dacă vreți, să nu aibă un salariu la un spital, alt salariu la alt spital sau în cadrul aceleași unități salarii diferite cum există la ora actuală. Bun. Care sunt aspectele în care încă se mai negociază? Aspectele în care se mai negociază sunt cele privite de sporurile pentru condiții deosebite de muncă, pentru care v-am spus adineauri, cum știți foarte bine, că sunt sporuri de 75%, de exemplu, la secțiile de psihiatrie, la reanimare, la urgență,
de 50% pentru medici care lucrează în blocul operator și așa mai departe. Aici trebuie mai avem de negociat, pentru că după părerea Ministerului și a Ministerului de Finanțe, suma este foarte mare, este de peste 1 miliard pe an, iar ei, dacă, după cum bine știți, au spus că au la dispoziție doar 2,7 miliarde de lei pentru anul 2016-2017. Și aici va trebui să găsim surse de finanțare, nu noi, sindicaliștii, bineînțeles, Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, să găsească sursa de finanțare încât, după apariția ordonanței privind salarizarea, să punem în aplicare și acordarea sporurilor. Aici sunt mai multe discuții și vom vedea cum definitivăm până la urmă toate aspectele privind acordarea acestor sporuri. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ca și sporul de doctorat, care prevede 15% la salariul de încadrare, dar sporul de doctorat ar trebui să fie, așa cum spun multe voci ale colegilor noștri pe care îi reprezentăm, că nu ar trebui să fie luat în calcul salariul de încadrare, ci să fie o sumă fixă, pentru că doctoratul este același. Dacă ai un salariu mai mare, primești 15%, asta înseamnă că primești o sumă mai mare. Dacă ai salariu mai mic, dar ai același doctorat, primești o sumă mai mică. Și atunci ar trebui, sunt discuții, deci în acest sens, cum Înțeleg că era la un moment dat și o revendicare legată de suma alocată hranei pacienților? Sigur că da, pentru acestea am discutat și despre aceste lucruri, nu numai pentru hrana pacienților, dar și pentru creșterea tarifului pentru cazul rezolvat, pentru că, gândiți-vă, noi am plecat de la salariul minim brut pe economie de la 600 de lei, acum suntem la 1250 dublu, iar tariful pentru cazul rezolvat nu s-a modificat deloc de atunci. Și obligatoriu, noi am cerut și acest lucru, însă aceasta este o altă discuție pe care Ministerul Sănătății împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate trebuie să se întâlnească și împreună cu partenerii sociali, adică cu noi, cu sindicatele, să pună la punct o nouă metodologie de aplicare a contractului cadru și implicit creșterea tarifului pe caz rezolvat. Înțeleg că odată rezolvate aceste probleme se vor aplica pentru întreg sistemul medical, nu numai pentru membrii de sindicat ai dumneavoastră. Sigur că da, pentru întreg. Noi niciodată n-am militat. Noi am militat pentru drepturile pacienților și pentru drepturile salariaților din sistemul de sănătate, nu pentru ai Federației Hipocrat sau pentru ai Sindicatului Unimedical sau Promedic. Dați-ne un orizont de timp. Cam în cât timp ar putea interveni această ordonanță care să modifice legislația în domeniu? Păi, premierul a spus data trecută când am fost la guvern că până la 1 iulie ea trebuie să apară, pentru că la 1 august va fi pusă în aplicare. Până atunci însă vom rezolva, cred eu, că pentru că astăzi am văzut o altă disponibilitate a reprezentanților Ministerului Sănătății de a susține revendicările noastre pe care le consideră obiective. Vom vedea, începând de săptămâna viitoare, vom avea din nou întâlniri pe grup de lucru la Ministerul Sănătății în ceea ce privește aceste lucruri. Bun, o ultimă întrebare care nu este legată de... Și astăzi am reiterat faptul că dacă revendicările noastre nu sunt soluționate rezonabil, vom continua acțiunile de protest. Am revenit în platou. Bogdan, iată că aceste negocieri continuă și sindicaliștii sunt hotărâți să obțină ceea ce vor și înțeleg că au și primit niște răspunsuri pozitive din partea Ministerului Sănătății. Da, sunt negocieri, evident, dacă nu se ajungea nici măcar la aceste negocieri, sindicaliștii au fost aici la noi în platou, erau hotărâți să declanșeze greva generală, ceea ce ar fi afectat foarte mult sistemul medical, dar așa se întâmplă, se fac negocieri dar eu aș atrage atenția că de la negocieri, de la promisiuni până la concretizare, este cale lungă și avem exemple din alte domenii în care
spre exemplu, niște proiecte, niște promisiuni, proiecte de ordonanțe, de hotărâri de guvern, zac undeva prin sertarele guvernului. Bine, noi românii oricum suntem obișnuiți cu astfel de promisiuni, încălcate, să spunem așa, pentru că mai ales în campaniile electorale se fac astfel de promisiuni multe. La un moment dat credem că orașul nostru sau România se poate transforma oricând în Statele Unite ale Americii în urma promisiunilor făcute, însă apoi lucrurile nu stau deloc așa și toate promisiunile sau măcar multe dintre ele sunt încălcate. Da, în perioada preelectorală, guvernele mai ales, acesta este un caz special pentru că este un guvern de tehnocrat și știe că misiunea lor este până după alegerile generale, da? Când se formează un nou parlament, se desenează un nou premier, se formează un nou guvern, dar de obicei toate guvernele politice au tentația ca în perioada preelectorală să facă tot felul de concesii, să facă tot felul de promisiuni, să acorde tot felul de măriri de salarii, de sporuri, da? Și așa mai departe, pentru ca guvernele care urmează ulterior alegerilor să încalce aceste promisiuni, pentru că constată că nu au acoperire financiară pentru aceste promisiuni și de obicei și sindicatele în această perioadă profită de această conjunctură și de fiecare dată în perioada preelectorală încearcă să mai obțină ceva. De fapt, liderii de sindicat își fac treaba pentru care au fost aleși în această calitate, merg să negocieze. Da, acum am văzut că promisiunile sunt bucurătoare pentru cei care lucrează în sistemul medical și ele, dacă legislația va fi modificată, evident se vor aplica pentru toți cei din sistem, pentru că Federația Hipocrat este doar una dintre federațiile sindicale din sistem, însă dacă se obține acest lucru, se obține pentru toată lumea. Și am văzut că efortul financiar pentru ceea ce cereau era în jur de 1 miliard, iar banii la dispoziție, am înțeles, ar fi de 2,7 miliarde. Deci, rămâne de văzut dacă aceste promisiuni se vor concretiza într-o ordonanță sau hotărâre. Poate se va respecta și această promisiune legată de creșterea sumei pe cap de pacient pentru hrană, pentru că ne spunea domnul Cotoșman că e vorba de o sumă de 7-8 lei în fiecare zi și în mod clar, dacă stai să faci un mic calcul, îți dai seama că 3 mese pe zi nu pot fi asigurate din această sumă și, bineînțeles, calitatea hranei nu este foarte bună. Este evident că suma trebuie crescută, nu este posibil să fie această sumă foarte mică, cu atât mai mult cu cât bolnavii internați în spital au nevoie de o hrană foarte bună, pentru că sunt în suferință, da? Trebuie așa să este. Se refacă, trebuie să mănânce bine. Da, din păcate, sistemul medical românesc traversează în aceste zile scandalul legat de dezinfectanți, de care am vorbit și noi ieri și probabil acest lucru va îngreuna aceste revendicări și negocieri, pentru că, evident, se va da prioritate acestei probleme. Noi am vorbit ieri despre acest caz și am descoperit că la Spitalul Județean de Urgență Craiova au fost și sunt folosiți în acest moment acești dezinfectanți și am văzut de asemenea că această firmă Hexi Pharma încasează sume fabuloase practic pentru aceste substanțe. Spune-mi ce ai mai descoperit în legătură cu acest caz. Da, noi am promis ieri, este un subiect în derulare, înțeleg că astăzi a fost și un protest la Ministerul Sănătății, protestatarii, citesc de pe ultima oră Gazeta de Sud, protestatarii au aruncat vopsea pe scările instituției, scandalul ia amploare, se amplifică, de ce? Și este posibil să avem multe anchete în paralel din presa locală, da, pentru că aceste dezvăluiri sunt la nivel central și evident că odată ce planează această suspiciune, este vorba de peste 350 de spitale din 40 de județe. Aș vrea să reamintesc firmele care au încheiat contracte cu instituții publice. Este vorba despre această firmă Hexi Pharma, care patronată de domnul Dan Alexandru Condrescu, care vinde către spitale dezinfectanți, fie prin achiziții directe, dacă sumele sunt mai mici, fie prin contracte cadru, întinse pe 2 ani. Mai este încă o firmă, Medical Clinic, care este patronată tot de acest domn, în
Acțiuni mai deține și o parteneră a domniei sale, Floridinu, se ocupă cu deratizarea și dezinsecția, medical cleaning, și am descoperit, o să vorbim de ce firme, ce instituții din Dolj lucrează cu această firmă. Ei bine, și ieri, azi dimineață, de fapt, presa centrală a vorbit și despre o altă firmă, Signum Service, SRL. Cu ce se ocupă această firmă? Face pur și simplu arhivare. Arhivează la diverse instituții, la spitale, dar nu numai la spitale. Da. Pe de altă parte, chiar și livrează anumite substanțe dezinfectanți. Deci, chiar dacă domeniul ei principal de activitate este arhivare, livrează, există cazuri în care a livrat acești dezinfectanți despre care se presupune, se bănuiește că ar fi fost diluați. Este vorba despre Suprasept și Tor. Noi astăzi am contabilizat, sunt foarte multe pagini de verificat în sistemul de achiziții publice, da, pentru a vedea ce sume s-au luat, s-au dat către aceste firme și ce spitale, ce unități medicale au făcut acest lucru. Voi citi doar câteva, pentru că sunt vreo două pagini. În primul rând trebuie să amintesc că cel mai mare contract, cadru, a fost încheiat în 2014 cu această firmă, Hexifarma, pentru dezinfectanți la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, dar mai avem și contracte de dezinsecție și deratizare încheiate cu Medical Cleaning. Este vorba de Spitalul Victor Babeș și am extins cercetările astăzi, de fapt de pe la sfârșitul lui 2012 până chiar până în acest an. Deratizarea și dezinsecția la Victor Babeș se face cu Medical Cleaning, o firmă aparținând tot acestui domn Condrescu, dar și Signum Service. Hai să citim câteva contracte. Spre exemplu, Spitalul Județean Slatina a încheiat o achiziție a făcut o achiziție de dezinfectanți în luna 11 a 2015, în luna noiembrie, cu Hexifarma, de peste 1 milion de lei fără TVA. Spitalul Județean Severin, un acord cadru de 875.000 de lei fără TVA în iunie 2015, dintre care cea mai mare sumă, peste 734.000 de lei fără TVA, da, cu această Hexifarma. Spitalul Județean Vâlcea, iarăși în 2015, un acord cadru de 541.000 de lei fără TVA, din care 77.000 de lei fără TVA cu Hexifarma. Spitalul Calafat, 2.000 de lei fără TVA. Spitalul Caracal, 11.520 de lei fără TVA. Spitalul Craiova, am vorbit despre el. În ce privește Spitalul Județean de Urgență Craiova, s-a dovedit că de prin 2009-2010 se tot încheiau contracte cadru cu această și firmă. Și vedem că în întreaga Oltenie, aproape toate spitalele din Oltenia se aprovizionau, da, de la această firmă. Da, toate marile spitale, mai ales că e vorba despre cantități mari, s-a ajuns pe acorduri cadru. Faci un acord cadru pe 24 de luni, după care închei contracte subsecvente. Împarți acel contract mare în mai multe contracte. Sunt milioane de euro. Milioane de euro pe spitalele, marile spitale din Oltenia. Și aș vrea să mai spun, pentru că avem foarte puțin timp, și despre această firmă, Signum Service. Vom continua după o pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni.
prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Suntem în direct, revenim la discuția noastră legată de scandalul cu dezinfectanții. Bogdan, ne spuneai înainte de publicitate mai multe lucruri despre câteva firme care au contracte cu instituții importante din județul Dolj. Da, deci în primul rând este vorba despre această Hexifarma care livrează, furnizează dezinfectanți pentru spitale și observăm că această firmă a furnizat în ultimii peste 5 ani la principalele spitale din Oltenia dezinfectanți atât prin achiziții directe cât și prin contracte cadru de câte 2 ani. Este vorba de milioane de euro. Pe de altă parte, o altă firmă pe care o aminteam este Medical Cleaning, care făcea servicii de dezinsecție, de ratizare. În afară de spitalul Victor Babeș din Craiova, despre care vorbeam că face de prin 2012 cu aceeași firmă, am mai descoperit și Filarmonica Oltenia, care a apelat, iată, și ea la servicii de deratizare. Da. Îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă șoricei ar înțăi ce se află acolo, instrumentele muzicale. Pe de altă parte, mai există și această firmă, Signum Service, tot aparținând, controlată de acest domn Condrea, care se ocupă de arhivare. Și în afară de spitale care, evident, intrând pe piață cu furnizarea de dezinfectanți și deratizare, furnizează și servicii de arhivare. Dar pe lângă spitale, am descoperit, spre exemplu, că această firmă, din SEAP am luat aceste lucruri, a încheiat în 2012 un contract de arhivare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru suma de 11.352 euro bucată. Bucată, înțeleg că este un contract de servicii de arhivare. Am încercat să aflăm ce se întâmplă, dacă cei care erau în fruntea inspectoratului la acea dată, dacă lor li se pare o sumă în regulă sau mare. Fostul inspector școlar general Georgica Bercea, da, ne-a spus că nu era atunci, el a venit cam la o lună după ce se încheia contractul și l-a găsit în derulare, a trebuit să-l ducă la final, dar fosta conducere inspectoratului școlar, da, spune că doamna Mihaela Moțățean ne-a spus că mi se pare o sumă exagerată. Se afla în fruntea inspectoratului la vremea respectivă, dar nu știe, nu își amintește de acest contract. Foarte ciudat. Este. Putem să o asigurăm pe doamna a fost inspector general. Acest contract a existat chiar dacă nu își amintește de el. Este în sistemul de achiziții publice. Este o sumă importantă, peste 11.000 de euro pentru servicii de arhivare. Ar fi interesant de făcut și niște analize la aceste substanțe cu care se face deratizarea. Poate am avea și acolo surprize. Da. Evident că ar trebui făcut și aici, pentru că îți dai seama, dacă s-a descoperit că sunt luate cele care țin de, până la urmă, de sănătate, cele care trebuie să omoare virus și bacterii. Și care practic sunt cele mai importante. Mai importante, ar trebui și aici să controlăm. Și în afară de acest lucru de ISJ, cine a mai încheiat serviciul de Centrul de Resurse Educaționale, iată, a încheiat două contracte, unul de 900 de euro pentru, iarăși, pentru o bucată și unul de 1700 de euro pentru o bucată. Deci pentru aceeași unitate încheie un contract de 900 de euro, după care unul la un preț dublu. Aproape se dublează, da? Am înțeles că doamna Marinela Dumitrescu, care este actualul director și care era și în vremea respectivă, nu ne-a putut da prea multe detalii la telefon, dar înțeleg că li s-a părut ieftin. Acum nu știu cât de ieftin sau scump o fi să arhivezi, să pui niște agrafe, capse și, evident, există o știință a arhivării, nu poate face oricine, dar nu-mi dau seama dacă este prețul corect. Probabil vom face zilele următoare niște comparații. Va trebui să discutăm, da, în continuare.
Așa este. Însă noi acum vom merge mai departe și vă spunem că Inspectoratul Școlar Județean Dolj a afișat oferta de admitere la liceu pentru anul școlar 2016-2017. În această ofertă se vede foarte clar că multe dintre liceele din Craiova au avut ultimele medii de admitere anul precedent, chiar și de 2 și de 3. Haideți să vedem ce anume ne-a declarat Inspectorul General, doamna Lavinia Craioveanu. Doamna inspector, ați afișat ofertele educaționale ale unităților de învățământ pentru admiterea în anul școlar 2016-2017. Care este situația la nivelul județului Dolj și începând cu învățământul preșcolar? În ceea ce privește învățământul preșcolar, au fost aprobate într-adevăr de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice numărul de grupe. Avem un număr de grupe mai mic anul acesta, este vorba de 4 grupe de elevi pentru anul școlar 2016-2017. Sunt aprobate 767 de grupe. În ceea ce privește clasa pregătitoare, aici avem un plus de clase, este vorba de un număr de 3 clase în plus față de anul școlar trecut și totalul este de 255 de clase la momentul acesta. La pregătitoare s-au tot suplimentat locurile în unitățile de învățământ. Există posibilitatea ca în perioada următoare să mai crească totuși numărul de clase la pregătitoare, adică să mai vină părinți care să-și înscrie copiii și să fie aprobate noi clase pentru toamnă? Există posibilitatea, dacă până la acest moment există părinți care nu au înscris copiii pentru clasa pregătitoare, cu siguranță că se găsesc locuri pentru toți acești copii, niciun copil nu va rămâne neînscris la școală și, într-adevăr, există și posibilitatea ca să mai suplimentăm numărul de clase dacă depășesc numărul prevăzut de lege în ceea ce privește maximul de elevi pe clasă, acolo unde, bineînțeles, avem și spațiu disponibil în școlile respective. În general, admiterea cu emoții este pentru învățământul liceal și am văzut că deja unitățile de școlare și-au afișat numărul de clase. Ce diferență există între oferta de anul din acest an școlar față de anul trecut? Adică unde sunt licee cu mai puține clase? Așa este, am aprobat și de la minister au venit aprobate un număr de clase mai mic față de cel de anul trecut. Acest lucru s-a datorat în primul rând faptului că la clasa 8-a acum sunt mai puțini elevi față de anul trecut. E adevărat că s-au redus numărul de clase la licee din Craiova, dar și din județ. Este vorba de Liceul Teoretic Traian Vuia, de Coandă, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnic de Arse și Meserii Constantin Brâncuș, de asemenea în județ la Măgăștii de Jos și la Călăraș din oferta pe care dumnealor au discutat-o în Consiliul Profesoral și au aprobat-o în Consiliul de Administrație și au cerut aprobare de la Inspectoratul Școlar, au venit deja cu un număr de clase de liceu mai mic decât cel pe care l-aveau anul trecut. La Cârcea nu mai există liceu și la Malu Mare, de asemenea, nu mai există clase de liceu, pentru că oricum funcționau cu un număr de elevi foarte mic. Există însă clase de școală profesională. Având în vedere că oferta educațională este publică și oricine intră să viziteze în aceste zile site-ul Inspectoratului Școlar, unde s-a și publicat prima variantă a broșurii care va ajunge și în unitățile de învățământ, se observă clar că sunt unități de învățământ în județ unde media de admitere din anii anteriori este mai mare decât media de admitere la liceele din Craiova. De ce această diferență? Este foarte bine că media este mare. Ne dorim ca media să fie cât mai mare. E adevărat că acolo unde sunt clase de școală profesională, de regulă, media de admitere a coborât foarte mult, inclusiv la licee din Craiova. Dar aceasta este situația. Noi încercăm să găsim soluții pentru ca elevii să obțină medii cât mai mari. V-am și informat de altfel că am luat aceste măsuri pe lângă inspecțiile pe care le-am făcut, ore suplimentare, pregătire și făcută de către noi în școli și în colaborare cu Universitatea din Craiova și aici mai mult pentru bacalaureat. Ne dorim și noi ca aceste medii să fie cât mai mari, indiferent dacă ele sunt de la licee din județ sau din Craiova.
Când vor avea elevii broșura pentru admitere? Foarte curând. Data de 9 mai este data în care ea va fi distribuită în școli, dar la acest moment oricine poate să consulte această broșură pe site-ul Inspectoratului Școlar. Ea a fost deja postată încă din 28 aprilie, așa cum prevede calendarul. Am revenit în platou. Bogdan, iată că situația nu este deloc îmbucurătoare, în sensul că s-a ajuns în situația în care se intră la liceu cu medii de 2 și 3. Mă întreb, elevii de clasa a 8-a chiar nu sunt capabili să depășească nota 5? Da, s-a ajuns la această situație pentru că ștacheta a fost coborâtă de-a lungul timpului. Pe de altă parte și liceele au nevoie de cursanți, de elevi, da? Dar în condițiile în care abandonul școlar crește, în condițiile în care scade nivelul de pregătire, ajungi și la situația în care admiți cu medii de 2 și 3. Până la urmă, cred că o să ajungem să îi admitem din oficiu, da? Să nu se mai dea medie de admitere sau să dea un interviu, după care intri pur și simplu la liceu. Eu cred că totuși este vorba și de sistem, pentru că vedeam astăzi o comparație foarte interesantă. De fapt, o chestiune spusă de Einstein spunea că toată lumea sau fiecare om poate să fie geniu, dar nu poți să pui de exemplu un pește să se urce într-un copac. Da, evident. Pe fiecare poate să fie, fiecare poate atât cât îl ține. Cât îi permite, adică, capacitatea intelectuală. Însă eu mă refeream la faptul că nu sunt toți la fel de dotați. Nu suntem toți la fel de dotați. Și până la urmă, cred că ar trebui să încercăm să le găsim diversele plăceri ale elevilor și diverse ramuri pe care pot emerge, pentru că nu pot să fii bun la toate. Evident, trebuie specializarea să se producă mai devreme, iar eu știu învățământul general obligatoriu să meargă pe chestiuni generale. E vorba materia să nu mai fie atât de stufoasă și profesorii să aibă niște ținte, în sensul că acel elev care termină clasa 8-a să aibă cunoștințe generale din materiile pe care le-a studiat, dar cunoștințe bine fixate, nu în sensul că să aibă o materie stufoasă și la sfârșit să nu rămână cu nimic. Să aibă câteva ținte precise, să rămână cu un bagaj de cunoștințe la fiecare materie, după care el să-și aleagă în ce se specializează. Da? Pe de altă parte, vorbeam și despre modul de predare, că s-au făcut diverse studii, diverse analize care arată că profesorii parcă sunt din alt film față de elevi. Nu reușesc să le capteze atenția. Și atenția, din păcate, supra-solicitarea cu stimul în lumea noastră actuală, intrarea aceasta în realitatea virtuală, tot felul de și viteza cu care se întâmplă toate lucrurile în jurul nostru, ne face să ne pierdem atenția de obicei. Exact, atenția de obicei se zice că o poți susține pe perioade de până la 40-50 de minute, când sunt și ore la școală. Dar eu cred că ar trebui schimbat acest model și și cantitatea de informații este prea mare. Minute, exact, la 10-15 minute, atenția le fuge foarte, foarte repede. Așa este. Să sperăm că anul acesta nu va mai fi nevoie ca mediile cele mai mici de admitere să fie de 2 și 3, poate ridicăm ștacheta și ne vom clasa pe un loc bun la nivel de țară în urma evaluării naționale. Acum mergem mai departe și vă spunem că bordurile originale ale parcului Nicolae Romanescu, care vă spuneam ieri că au fost aruncate în groapa imensă săpată în parc, au fost ca prin minune scoase de acolo. Bogdan, iată că vina se aruncă dintr-o parte în cealaltă și lucrurile trebuie, după cum observăm, văzute de presă, ca ele să se îndrepte. Este incredibil cum aceste borduri au fost luate și aruncate în acea groapă pentru a o acoperi, pentru că direcția de mediu a spus, de altfel a și amendarea de PFL-ul pentru această groapă. Ei s-au grăbit, au vrut să o acopere, însă cu ce au găsit cel mai la îndemână? Cu aceste borduri care sunt originale și care direcția de cultură Dolj spunea că ar trebui să fie undeva într-un loc special amenajat în parc, ca să se știe că uite, aceste borduri au fost de la originile parcului. Da, știi care este paradoxul? Nimeni, noi le-am găsit acolo, aruncate în groapă. Nimeni nu recunoaște că le-a luat și le-a aruncat acolo, dar după ce am întrebat ce este cu ele acolo, ca prin farmec, ca prin minune, bordurile au fost scoase.
Cum au fost scoase, iarăși nimeni nu știe. Deci nimeni nu-și asumă faptul că le-a aruncat și că le-a scos. Pentru că dacă și-ar asuma cineva responsabilitatea că le-a scos, atunci ar recunoaște faptul că el a fost cel acolo care le-a aruncat. Da. Păi, domnule, dacă este așa o, cum să spun, o enigmă, un mister, poate ar trebui să anunțăm NASA, nu știu. Sunt fenomene paranormale în Craiova, tone de borduri, da, poate zeci de tone de borduri, rezultate din Parcul Romanescu sunt aruncate într-o groapă imensă, după care când întrebăm ce e cu ele acolo, sunt scoase în câteva ore. Pe de altă parte, doamna director de la RADPFL, doamna Aurelia Filip, a spus că acea groapă va fi până la urmă acoperită cu pământ, cu pământul făcut la gropile din cimitire, însă până la urmă ne punem întrebarea dacă acele gropi din cimitire nu trebuie la un moment dat și acoperite. Evident, evident. Uite, citesc din articolul care a apărut astăzi în Gazeta de Sud, scris de colegul nostru Mariana Pipie. Zice așa, un angajat al RADPFL Craiova, cea regia care are în gestiune Parcul Romanescu. Nu știu cine a băgat acele borduri în groapă, nu noi. Cine l-a scos? Păi de unde să știu eu? Probabil cine l-a băgat. Deci, exact așa cum bănuiam, dacă și-ar asuma cineva responsabilitatea că le-a scos, în același timp ar recunoaște că el a fost cel care le-a băgat în această groapă. Da, dincolo de acest joc de a hoții și vardiștii, de a baba oarba, de a vați ascunselea între noi și autorități, cred că ar trebui să susținem serios această chestiune și cei de la Inspectoratul, de la Direcția pentru Cultură, chiar au spus că au făcut o solicitare la Ministerul Culturii să aprobe ca aceste obiecte, aceste elemente care sunt vechi să fie păstrate practic așa cum se cuvine, cumva, să fie integrate undeva și să fie păstrate, pentru că ele au o valoare istorică. Da, noi trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte. Rămâneți alături de noi! Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în direct. În continuare vă spunem că stațiile noi construite pentru tramvai sunt diferite față de cele vechi în ceea ce privește lățimea. Cele noi sunt mai înguste și îngreunează coborârea sau urcarea din sau în tramvai. Bogdan, știu că tu ai fost astăzi pe teren și ai verificat aceste refugii din stațiile de tramvai. Spune-ne, te rog, ce ai descoperit? Da, ieri n-am apucat așa să vorbim foarte mult despre tramvai. Am menționat doar că a început să circule tramvaiul, iar colegii noștri, întreaga presă a fost acolo, a filmat, a făcut fotografii. Dar astăzi, privind o fotografie, un coleg mi-a atras atenția că distanța dintre pragul tramvaiului și peron este ciudat de mare. Am verificat în fotografii mai vechi, într-adevăr, este mai mare. Iată, avem și imagini cu, cu călătorii. Aici este exact. Am măsurat, astăzi am fost pe teren, am luat ruleta și am măsurat distanța dintre deci 56 de centimetri. Aici este o stație veche de tramvai, nereabilitată, de pe Severinului. Am vrut să facem comparația
cât e distanța de la peron la tramvai în stațiile vechi, și aceasta este una dintre stațiile vechi, după care am mers în zona unde Calea București a fost reabilitată și s-au refăcut aceste peroane, refugii de tramvai, și am măsurat din nou. Și ce am constatat? Uite, aici distanța nu mai este de 60 și ceva și este de 86, da? Deci nu mai este de... Deci cu aproape 20 de centimetri mai mult față de cele vechi. Evident, am încercat să înțelegem de ce s-a întâmplat acest lucru, dacă există proiect în acest sens. Nu am reușit să căpătăm un răspuns oficial nici de la direcțiunea RAT Craiova, nici de la Primăria Municipiului Craiova. Am făcut o solicitare în scris și, evident, așa cum ne-a obișnuit, probabil va dura cel puțin 10 zile, dacă nu 30 de zile, să ne răspundă la această întrebare simplă. Ceea ce pot vedea telespectatorii acum este cum se coboară și se urcă dintr-o stație nouă. Mi se pare că s-au refăcut în 9 stații. S-a turnat asfalt. Într-adevăr, este stații. O distanță mare. Ia, uite cum încearcă să urce această femeie și acum să fim atenți cum încearcă să urce această femeie. Da? Cam atâta e distanța. În mod normal și cam cum, care este trendul, se tinde să avem tramvaie ca și la metrou, ca și la trenuri, ca și la autobuze cu podea joasă, iar distanța dintre peron și tramvai să fie foarte mică, astfel încât chiar persoanele cu dizabilități, cele în căruciorul cu rotile, să poată da, să... Da, la noi nu poate fi cazul despre persoanele cu dizabilități. Nici măcar nu poate fi vorba, da. Pentru că sunt într-adevăr tramvaiele acestea vechi, dar am încercat să aflăm și iată ce am găsit. Există într-adevăr, evident, normative care stabilesc foarte clar ce se întâmplă în aceste situații. La milimetru sunt reglementate. Este un normativ din normativul numărul 1 pe 2007 privind proiectarea pentru calea de rulare a tramvaiului. Marginea peroanelor pentru călători trebuie să se afle la 1360 de milimetri față de axa liniei, pentru ca telespectatorii să înțeleagă ce înseamnă axa liniei. Este o linie imaginară care trece pe la jumătatea distanței dintre șine. Această distanță dintre șine se numește ecartament, așa se numește în limbajul de specialitate. Noi am măsurat distanța din bordură până la... distanța din bordură până la șina de tramvai, prima șină. Am scăzut jumătate din acest ecartament și trebuie să știți că ecartamentul folosit în România este ecartamentul normal, adică 1435 de milimetri. Da. Deci din această distanță care trebuia să fie de 1360, am scăzut jumătate de ecartament, evident, vreo 700 de milimetri. Și ce a rezultat? Că prin scădere, distanța dintre limita peronului și limita liniei măsurată de noi trebuie să fie de maxim 64 de centimetri, conform normativelor. Ceea ce în vechile stații se cam respectă. Bine, există o toleranță acolo de câțiva centimetri. 2-3 centimetri, dar în stațiile noi, așa cum s-a putut vedea, ajunge pe la 80 ceva de centimetri. Deci diferența este de vreo 20 și ceva de centimetri și este distanța, dacă telespectatorii au urmărit și aș ruga colegii să mai punem o dată materialul, diferența este chiar acea distanță dintre... Linia dintre peron, dintre bordura peronului și acea placă turnată pe care se află șina de tramvai. Exact. Aici este pur și simplu turnat o fâșie de asfalt. E acea fâșie de asfalt care se vede cu negru între bordură și acea placă este ceea ce este în plus. Din câte spui tu, regulamentul scrie de acest număr de centimetri care trebuie respectat, însă Calea București a fost recepționată chiar și cu defectele pe care le-a avut și unele dintre ele s-au mai reparat, însă am văzut că încă sunt deficiențe. Ce se poate întâmpla în continuare? Cum s-ar putea ajunge în situația în care s-ar putea opri circulația tramvaielor pentru a se reface aceste refugii? Păi bănuiesc, din moment ce aproape toate stațiile care pornesc pe această bucată a căii București sunt refăcute și arată așa, da? Cum poți să le refaci, să lucrezi la ele decât dacă oprești circulația tramvaielor? Altfel cum? Că îngreunești circulația, n-ai cum să urci în...
în tramvai, da? Dacă... Este interesant de văzut proiectul de pe Calea București și dacă... Încercăm să obținem răspunsuri. Exact. Da, oficial. Cel puțin pentru că vedem acum foarte clar în imagine... acest normativ și măsurătoarea pe care am făcut-o cu... Da, se poate vedea cu ochiul liber, că asta ne-a atras și nouă atenția. Am fost în stațiile vechi și am fost și în stațiile noi. Este foarte clar că... Că oamenii coboară sau urcă cu mai mare dificultate. Da, evident. Riști, dacă nu ești atent, mai ales la coborâre, că nu știi cât de aproape sau de departe se află peronul, riști să calci în distanța dintre cele două și să te duci pe burtă. Da, cel mai dificil este, din păcate, pentru oamenii mai în vârstă care au și probleme de sănătate și se deplasează mult mai greu. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm luni de la ora 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!